O delegație a Consiliului Județean Hunedoara, compusă din vicepreședintele Dorin Gligor și șeful Serviciului Relații Externe Dan Crișan, va fi prezentă la adunarea generală și biroul de toamnă al Adunării Regiunilor Europei ARE, care va avea loc la Bruxelles, Belgia, în perioada 1-2 decembrie 2015. În prima zi a lucrărilor, adunarea generală va marca un punct de răscruce pentru ARE, atât din punct de vedere al alegerilor pentru Consiliul Executiv și biroul instituției, dar și pentru confirmarea rolului ARE în monitorizarea statutului regiunilor în Europa. În a doua zi va avea loc prima întâlnire organizată după noul format ales în această vară, la întâlnirea precedentă de la Gothenburg, Suedia, iar subiectul ordinii de zi va fi cum fac față regiunile europene crizei migrației din perspectiva ARE. Adunarea regiunilor Europei cu sediu la Strasbourg, Franța, este cea mai mare rețea independentă a regiunilor din întreaga Europa și reunește regiuni din 35 de țări și 15 organizații interregionale. ARE este vocea politică a membrilor săi și un forum de cooperare interregională. Din România fac parte 31 de județe, județul Hunedoara fiind membru cu drepturi depline al acestui organism din anul 1993. Adunarea generală este cea mai înaltă autoritate a ARE și reunește reprezentanții ai tuturor membrilor săi cu drepturi depline. Membrii asociați și observatorii sunt invitați să participe și pot să se adreseze adunării generale. Cu toate acestea, ei nu au drept de vot. Adunarea generală însărcinează Comitetul Executiv să pună în aplicare deciziile sale.